Instanța confirmă măsurile primăriei municipiului Timișoara și ale poliției locale împotriva Best Install, care a transformat ilegal tone de deșeuri din construcții de la diverse șantiere din oraș și le-a aruncat pe un teren din zona Mehala. Acesta a fost unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-am descoperit în Timișoara. Practic, operau o groapă ilegală de gunoi chiar în oraș, aproape de locuințele oamenilor. Au dus aici sute de tone de deșeuri de la diverse șantiere din oraș, fără să le pese de efectele devastatoare pe care le au acțiunile lor. E un semnal clar pentru toți cei care comit astfel de ilegalități că s-a terminat cu aceste lucruri, a declarat primarul Dominic Friț. Cazul câștigat definitiv la Tribunalul Timiș a început în urmă cu 2 ani, când echipele municipalității și ale poliției locale au descoperit pe strada Ovidiu Balea, în spatele cimitirului ortodox, mormane de moloz, materiale din construcții și amenajări interioare, dar și peturi și alte deșeuri. Firma a fost amendată cu 60.000 de lei pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor fără autorizație de mediu și cu încă 70.000 de lei pentru că a depozitat deșeuri amestecate într-o groapă excavată de circa 5 metri pe o suprafață de 120 de metri pătrați. Totodată, municipalitatea a dispus ecologizarea terenului pe cheltuiala firmei și predarea deșeurilor către o firmă autorizată. Firma a atacat în instanță sancțiunile, deși angajații ai firmei au fost prinși în flagrant în timp ce depozitau ilegal deșeurile. Mai mult, polițiștii locali au surprins momentul în care angajații încercau să îngroape aproximativ 100 de metri cub de deșeuri cu un utilaj inscripționat cu numele firmei. Primăria Timișoara și poliția locală sancționează drastic persoanele fizice și firmele care abandonează deșeuri, dar și dezvoltatorii care plătesc la negru transportarea molozului, care ajunge să fie aruncat în zone locuite sau pe spații verzi, afectând sănătatea comunității și mediul. De la începutul anului, polițiștii locali au aplicat 22 de amenzi, în valoare totală de 785.000 de lei.